Salut, Zelinca, și astăzi o să încercăm dulciuri din Thailanda. Am aici o pungă plină cu chestii. Am luat tot ce am găsit, efectiv tot ce am găsit, am luat și chestii de băut. Aici în spate sunt sărățele pe care o să le vedeți la mădă pe canalul el, o să le degustez, sunt mai scârboase așa și de-aia nu vreau să mă bag acolo. Haideți să începem, deci nu înțelegeți câte chestii am de fapt aici, gen, am o tonă și încă nu am golit punga, ca idee. Vreau să încep direct cu astea, pentru că astea cred că nu o să-mi placă, pentru că sunt niște geleuri cu iaurt, bănuiesc din moment ce se numesc yogurt gummies, așa de la Yupi. Habar n-am. Miros foarte urât. Ele, teoretic, sunt cu mixed berry flavor, da, deci fructe, berries din alea, care alea îmi plac, doar că dacă sunt pe bază de iaurt, cred că de-aia miros așa ciudat. Miros a berries, dar ceva e off, ceva nu e ok. Sunt așa niște sticluțe, văd că. Sunt foarte tari, sunt foarte gumoase. Ce iaurt, mă? Unde e iaurtul? Cum adică? Credeam că, efectiv, se numesc yogurt gummies și când am pus să aibă iaurt și nu au. Și sunt chiar bune. Și v-am zis, credeam că nu o să-mi placă, dar chiar îmi plac. Asta vreau, chiar sunt bune. Cred că am luat prea multe gumoase. Astea, de exemplu, par a fi gummies, dar acum îmi dau seama că zice Choco Rooms. Credeam că sunt geleuri așa în formă de ciupercă, dar de fapt cred că sunt ciocolățele în formă de ciupercă. Nu știu, dar mi s-a părut foarte cute. Așa, ciupercuțe. Și hai să vedem. Da, e ciocolată. Arată așa. Bă, chiar e cute. Singura problemă e, cred că, uite, strawberry chocolate. Eu le-am luat fără să mă uit. Strawberry chocolate with crispy cracker. Ah! Problema e că sunt cu căpșuni și nu-mi plac căpșunile așa în dulciuri, da? Bă, bune. Aveau și cu ciocolată, gen, în loc de căpșuni să fie ciocolată normală, gen, cu lapte bănuiesc. Dar uite, partea asta e gen Stix-ul și aici e ciocolata. Chiar sunt foarte bune și sunt foarte cute. Uite, aici avem ceva foarte asiatic după ambalaj. Cube lemon and salt. Cub, lămâie, sare. Bănuiesc că o să fie foarte acre. Deci hai să vedem. Da, miros a lămâie. Nu știu ce voiam să vă dau să mirosiți. Nu contează. Miros foarte mult a lămâie, dar sunt foarte puține. Gen, sunt foarte puține. Așa. Nu-mi place. N-o să-mi placă deloc. Asta e textură din aia așa prăfuită. Gen, nu e lipicios, nu e un geleu normal. E din ăla așa cu praf din ăla, nu știu. Și efectiv mi-a lăsit doar lămâie. What the fuck? Da, e scârbos. E scârbos. Uite, Japan. Japan quality scrie aici. Bă, sunt scârboase. Gen, lămâie, gen, nu sunt așa de acre cum mă așteptam, dar sunt sărate, ceea ce e foarte dubios. Da, e cam multă lumină, dar mă înțelegeți. Bun. Ce am văzut mai european, dacă tot am zis de asiatic? Aici este acest Kinder, doar că se numește Kinder Tronchi. Tronchi. Nu știu dacă noi avem așa ceva. Kinder Tronchi. N-am mai văzut până acum. Și de-aia sunt foarte curioasă cum e. Ah, zici că e Kinder Bueno fără ciocolată pe el. Gen, zici că e... Vezi? Partea asta așa de Kinder Bueno, dar fără ciocolată pe el. Nu e așa bun ca un Kinder Bueno niciodată. E uscățiv așa. Dar e chiar e fain că e așa crocant. Dar un pic uscat. De-aia o să încercăm una dintre cele două băuturi pe care le-am luat. Avem aici beauty drink. Mi s-a părut foarte funny cu ce scrie beauty cu I. Și avem asta care în engleză, tot ce e în engleză pe acest ambalaj este pink. Efectiv, pink, asta și C. Deci poate ar trebui să aibă vitamina C. Nu pot să vă zic sigur, pentru că și pe spate scrie exclusiv în thailandeză. Deci habar nu am ce conține, ce trebuie să fie. Așa că să încercăm direct pasta. Asta bănuiesc că o să fie ceva, nu știu. Uite, acum vă jos de tot, asta e cu struguri. Adică asta 100% o să fie bun. Dar asta habar nu am ce o să fie. Nu trebuie agitat înainte? Nu cred. De unde să știu că nu scrie nimic în engleză? Poate scrie ceva acolo, da. Miroase foarte ciudat. Nu pot să zic a ce miroase. Nu știu a ce miroase, dar na.
Cred că ar trebui să fie căpșuni, dar nu prea. Rău nu e. Dar miroase urât. Dar rău nu e. Are gust de ceva cu vitamine ce beam când eram mic. Nu e rău, dar nici bun, Blax. Atunci e rău pentru tine. E așa. Hai să continuăm cu ceva bun atunci. Aceste Oreo Wafer Roll, gen trabucurile alea de le mănânci când ești mic și zici că fumezi, știi? Nu știu, n-am mai văzut la noi din astea și de-aia... Oh! What? Ce? Vin împachetate așa! Frumos! Creamy! Munchy! Nu-i crunchy, este munchy, ok. Oh, dar-s groase, bă! Da, am zis trabucuri. Trabuci! Efectiv, pic de cremă. Vă văd din prin el. E bun? N-are niciun gust. Da, n-are absolut niciun gust. Sunt mai bune alea de la Lidl, nu e suficientă cremă în ele. E un scam. N-are gust de Oreo deloc. Sunt foarte dezamăgită, mă așteptam să fie cea mai bună chestie ever și după să plâng după aia în România. Dar nu, e bună, gen, nu merită. Am prins aici ceva ce aparent este limited edition. Femeia asta este pe foarte multe chestii în supermarketurile de aici. Da, nu știu ce, pare foarte cunoscută, gen, pare că și eu știu cine e, dar nu știu cine e. Dacă știți cine e, spuneți în comentarii. Și nu știu ce ar trebui să fie asta, uite, milk cheese candy. Asta e, acum, vă pe spate, pe față nu scria, dar pe spate scrie milk cheese candy. Ceea ce sună foarte scârbos, așa că trebuie neapărat să încercăm. Ce? Ce duhoare a ieșit din punga asta, că l-am deschis și sunt împachetate individual și totuși pute. Ce, de să miros? Țai de puii mei, zice de brânză parcă. Păi cu brânză. E foarte, uite, femeia asta e inclusiv pe punguțele astea așa mici. Pare că nici ei nu-i plac. Și sunt tari, gen candy, doar că sunt din alea de le mesești mult. Doamne, ce puterea brânză, boribil. O să iau, o să gust puțin, pentru că sutra asta nu o să-mi placă, gen, o să mânc jumătate, nu o să mănânc pe tot. Zic că-s bune. Bă, nu-i rău. Sunt interesante? Nu mai pute așa tare când îl meseci. Ok. Sunt din alea lipicioase așa de te chinui. De acum o să dureze încă vreo 2-3 minute să termin jumătate de bombonică. Dar nu știu așa rele, gen au gust de brânză, mi se pare. Au așa un ease. Dar am mâncat chestii mult mai rele, astea chiar sunt ok. Mai mult să zici că au gust de lapte. Mai avem aici un peștișor. Habar n-am ce ar trebui să fie, nu, pe ăsta nu scrie nimic, gen. Doar, uite, singura chestie cu litere de ale noastre, Puku Puku Tai New Sankin. Atât. Așa că nu știu la ce să mă aștept. Ăsta miroase frumos. Vine așa pe farfuriuță. Ok. E napolitană de aia așa tare. Și bănuiesc că are cremă înăuntru și cred că e cu lămâie, că miroase a lămâie. Arată așa. Bă, să fie bun. E o napolitană mai mare, în formă de pește. Efectiv, asta e. Am luat și niște pochi, pentru că nu puteam să-mi iau pochi. Însă, am luat aroma asta pe care l-am mai văzut niciodată. Blueberry yogurt flavor. Și pare că are inclusiv bucățele așa, gen crunchy, uite. Dipped smooth blueberry, real imported blueberries, nu știu ce, nu știu cum. Arată interesant, e foarte colorat, ambalajul foarte frumos. Avem aici punguța. Mm-hmm. Miros superb, chiar miros genial. Acum nu știu cum o să-i combine cu sticks-urile astea, dar vedem. Ne-mi plac maxim berries-urile, orice ar fi ele. Mm-hmm. Sunt foarte bune. Foarte bune. Astea chiar sunt tare. Alte geleuri, uite așa, watermelon gummy. Mi s-a părut prea drăguț ambalajul, nu puteam să nu le iau, dar nu știu cum să-l desfac. Ah, sunt presărate așa. Nu știu dacă asta trebuie să fie sare din aia să le facă acre sau zahăr. Ai doar zahăr. Doamne, ce gust intens de pepene. Foarte bun. Foarte, foarte bun. În schimb, chestiile astea, de asta mi-e foarte frică. Deci, nu știu că știți ce este acest fruct. Durian. Ideea e că fructul ăsta este foarte, foarte puturos, gen miroase foarte, foarte urât. La modul este interzis în aeroporturi, în camerele de hotel. Noi aici la hotel,
când urcăm cu liftul, e o tabletă cu reclame și chestii de la hotel. Și odată la nu știu câte minute apare mare semn cu interzis durian în camera de hotel. Deci la modul ăla atât de urât miroase și nu am de gând să mănânc fructul în sine, dar am găsit aceste bomboane cu real durian adult. Gen, au acest fruct în ele. Așa miroase durianul? Vreau să văd. De măsa. De tot așa sunt bombonele din astea, de o să mă chinui să le mestec. Văd că au și brânză. Cum adică pui și durian și brânză? Bă, ce-am pot un joc. Doamne, nu. Am un colțișor am rupt, da? Da, de măsa. Nu, este cel mai urât miros ever. Nu le încerc. Nu o să le încerc, doar să nu primesc în pana mea amendă, că o să creadă așa că am adus durian în camera de hotel și scrie peste tot că n-ai voie. Mai avem niște mini Oreo. Și noi avem mini Oreo, dar nu cu pungușoare așa și nu cu ciocolată, din câte știu eu, sau poate n-am văzut eu. Cine știe. Mini Oreo. Foarte bun. Dar ca de obicei, prefer Oreo original. Mai am chestia asta, se numește O Puff Shake. Habar n-am ce vrea să fie. Hai să aflăm. Bă, asta e din aia ce faci tu sau ce? Ai o folie. What the fuck, o mănânci cu lingurița? Deci avem această cremă roz și aceste bucățele așa, care par a fi crunchy, deci hai să vedem. Crema e cu căpșuni. Nu-mi place crema. Dar chestia asta e bună. Deci dacă ar fi altfel de cremă, gelată aromă, foarte bune. Mai avem acești ursuleți koala în plus cu ciocolată. Ăștia 100% o să fie buni rău de tot. Sunt adorabili! Uitați-vă și voi, au așa desenați. Au desenit și toți sunt diferiți. Ai mai... biscuitele astea nu e așa bun. Dar umplutura e foarte bună. Uitați-vă și voi. Tot la chestii umplute, avem și chestiile astea, cred că sunt umplute cu vanilie. Altceva nu cred că are cum să fie. Astea practic sunt ca waffle-urile astea, doar că bucățele mici. Crema nu e așa bună, sunt cam mid. Mai avem vreo 2, 3, 4 chestii maxim. De exemplu, acești Oreo Pikachu Edition. Cute rău. Și sunt cu... ce sunt? Cu banane și cu ciocolată. Ceea ce... I-am încercat eu aseară, oribil. Da, eu nu i-am încercat. Ca să încerc astăzi. Doamne, ce miros puternic de banană. What the fuck? Bă, dar ei sunt cute. Arată-le design-ul. Uite. Pikachu. Ia uite pe Pikachu aici. Foarte drăguț. Bă, nu-s așa răi. Nu-s plac ție bananele. Nu-s așa răi. Eu nu sunt cea mai mare fană biscuiți. Oreo sunt singurii biscuiți care îmi plac pentru că îi pot mânca cu lapte și se potrivesc foarte bine cu lapte. Dar au treabă cu Oreo. Bă, nu. Mi-am spus că am tare biscuitele ăsta. Așa că e timpul să încercăm beauty drink. Care cred că o să fie foarte, foarte bun. Și sper să mă facă și beautiful. Doamne, e plin gen până... nu știu... dacă vedeți cât de plină e sticla asta, doamne, wow! Nu e așa bună cum așteptam. Miroase foarte parfumat, dar nu are gust parfumat. Nu știu cum să zic. Ce zici că e o apă cu un iz de ceva, dar niciodată de struguri albi, cum zice ambalajul. Mai am chestiile astea. Ăsta este un Kit Kat Golden Dragon. Eu cred că este un Kit Kat normal. Doar o să-l deschid să văd dacă e ceva diferit. Dacă nu e nimic diferit, nu o să-l mai gust. Da, hai să vedem. Dar eu... a trebuit să luăm o pauză pentru că s-a prea încălzit camera pentru că stăm direct la soare. Deci, Kit Kat. L-am desfăcut, am văzut că este diferit de Kit Kat normal. Este foarte frumos, dar trebuie să-l desfac ca lumea să vedem cum trebuie. A, uite, pe spate e ciocolată, dar asta de deasupra... Doamne, cât de frumoasă e!
100% n-are gust diferit, dar doar faptul că arată așa mi se pare wow. Așa că o să gust. Bai, e diferit. Partea asta de sus în general are gust de fructe. Uite, aici are gust de portocală. Wow! Prefer chichetul normal decât ăsta cu fructe, dar este atât de frumos încât nu contează. Chiar foarte tare, nu știam că există așa ceva și când l-am văzut, credeam că doar ambalajul o să arate diferit. Doar că mă, a zis, hai mă, ia-l. Bine că m-a pus să-l iau. Și am rămas cu 3 chestii, avem încă niște biscuiți. Așa, nu vreau să încerc pentru că știu că o să mi suce gura și nu mai am chef să mi se usuce gura. Uite, vin așa. Bă, de ăștia vin și noi în România, doar că în altfel ambalat și nu știu cum le zice exact, dar am mai mâncat așa ceva. Nu-s buni, sunt simple pe ciocolată. Așa, mai avem această napolitană cu căpșuni. De ce tot am luat chestii cu căpșuni? Nu știu! Și chestia asta cu cremă de vanilie înăuntru arată foarte bine. Asta o să las ultima, așa că să încercăm napolitana asta. E învelită! What? Cred că nu e napolitană, de fapt. E gen prăjiturică? Ok. E prăjitură. Are blat. Zici că-s prăjiturile alea de la 7 Days. Foarte bun. Și mai avem asta aici și ultima chestie. Așa, uitați aici. E e moale așa. Ah, cred că o să fie așa bun, ok. Crema n-am nimerit-o, să mor eu. Dar pe mine asta e foarte bună. E așa dulce. Ia să vedem crema asta dacă... Nu-i chiar vanilie, e ceva... Ce ar vrea să fie vanilie, nu știu să explic. E mai bună pâinica decât crema. Deci dacă ar fi pâinica asta goală, da. Wow. Dar crema nu prea îmi place. Mai și cam asta a fost tot. Eu sper că v-a plăcut. Mie chiar mi-a plăcut, mi se pare interesant. N-am mai făcut un clip din asta de foarte, foarte mult timp. Și cred că o să fac un obicei acum în fiecare țară în care mă duc să stau pe bune și să iau dulciuri și să încerc chestii. Dar, până atunci... Vă pup și ne vedem data viitoare!